Vremea în această săptămână rămâne caldă în zona de vest a țării. Meteorologii anunță că în primele zile ale lunii octombrie, termometrele vor arăta chiar și 30 de grade Celsius. În primele două zile, media maximelor termice va fi de 27 de grade. În ziua de 25 septembrie, aceasta va scădea cu 3-4 grade, apoi vor urma două zile de încălzire mai intensă, astfel că în jurul datei de 27 septembrie, media va atinge 30 de grade. În continuare, până la Sfârșitul lunii septembrie se va răci semnificativ, apoi regimul termic diurn va fi în general în creștere, iar media maximelor termice va urca treptat de la 18 la aproximativ 23 de grade. Minimele termice vor fi în general în creștere în prima săptămână, iar media lor va ajunge să se situeze în jurul a 16 grade. Între 29 septembrie și 2 octombrie aceasta va scădea accentuat, apoi va crește din nou de la 7-8 grade la început. Până la 9-11 grade, la finalul intervalului de prognoză, a transmis Administrația Națională de Meteorologie. De asemenea, în prima săptămână vor fi averse în zilele de 24 și 25 septembrie, precum și în 28 și 29 septembrie. În cea de-a doua săptămână, condițiile de ploaie se vor reduce.